Criza lemnului de foc este ultimul trend în materie de zvonistică după cea de carburant și de alimente. Autoritățile din domeniu susțin că la nivelul județului Hunedoara nu sunt astfel de probleme și că pe terenurile populației există material lemnos din belșug pentru exploatare. În județul Hunedoara, eu de 10 ani sunt la direcția silvică, în județul Hunedoara nu am avut problemă vreodată cu necesarul de lemn de foc la populație. Pentru că lemnul de foc se asigură prin depozitele localelor silvice sau se asigură foarte mult, de ordinul zecilor de mii de metri cubi, de la proprietarii de terenuri agricole sau fânațuri pe care a crescut masele noastre. Sunt fânațuri pe care a crescut, dacă este limitrof pădurii, crește foarte ușor. Fagul regenerează sau gorunul sau un stejar sau regenerează foarte ușor. Și atunci, de pe acele suprafețe, legal și cu costuri foarte mici, proprietarii de acele terenuri se adresează ocoalelor silvice și noi le executăm lucrarea de punere în valoare, de marcare și de eliberare de documente de însoțire pentru masa lemnoasă. Aia este una din, sau poate cea mai importantă sursă de lemn de foc și foarte accesibilă pentru cei care au fânațuri sau fond forestier. Radu Crișan, directorul Direcției Silvice Hunedoara, afirmă că această criză artificială a mai fost pusă pe tapet în urmă cu 4-5 ani, totul dovedindu-se și atunci, ca și acum, un simplu foc de paie. Cea mai mare cerere am avut-o când s-a creat o sperietură, ca să nu știu cum să o numesc. Suntem obișnuiți, din păcate, cu... Prin 2018, când se discuta criza, sau 2017, nu mai știu, era criza lemnului de foc. Ce va urma? Ce va fi? Va fi un dezastru și toată lumea avea nevoie de 7 metri cub de lemn și cumpăra 15 sau 20. Atunci am fost într-o perioadă în care a trebuit să le explicăm la oameni că nu e niciun pericol, lemn de foc va fi. Să știa fiecare cât are nevoie, că nu e ce va fi. Și așa s-a și întâmplat. Era o adevărată isterie, ce se va întâmpla, nu o să mai fie lemn de foc. Și am spus, nu e adevărat. Trebuie fiecare să-și organizeze cantitatea de care are nevoie și nu o să fie nicio problemă. Și așa s-a și întâmplat. Erau discuții la nivel de prefectură, ce se întâmplă, că o să ajungem la criza lemnului de foc. Nu, în județul Hunedoara, cel puțin, că aici pot vorbi eu, nu s-a pus problema. Mai mult, odată cu apropierea de ieșirea din sezonul rece actual, au început deja operațiunile de refacere a stocurilor de lemn de foc ale Direcției Silvice Hunedoara pentru iarna viitoare. Și noi avem în depozite lemn la vânzare, acum perioade și perioade, sunt perioade în care avem o cantitate mai mare, una care avem mai mică, dar niciodată n-am rămas fără să putem acoperi necesarul de lemn de foc al populației. Stocuri nu mai prea sunt pentru că acum ieșim din iarnă, deci acum încep să se creeze din nou, noi am făcut față cu brio perioadei de iarnă, lumea s-a aprovizionat, n-a fost nicio problemă și normal că ne-am creat stocuri să avem pe toamnă ca să trecem iarna și dacă am văzut că cantitatea de masele noastre din depozite s-a micșorat, am luat diferite decizii ca să ajungă la toată lumea, astfel încât nimeni să nu sufere de frig din cauza lipsei lemnului de foc. Deci avem și noi acum am început de fapt, deja este martie și am început exploatările pe anul 2022 și pe măsură ce trec zilele, dacă vremea ne lasă și lucrurile merg normal, depozitele noastre iar în depozit iarăși va fi masele noastre. Mai multe pe această temă, dar și alte lucruri interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Radu Crișan, directorul Direcției Silvice Hunedoara.